Bine ați revenit la Lumea nu este cum crezi. Azi vă voi vorbi despre un subiect pe care mulți îl consideră controversat, foarte controversat, deși, așa cum se întâmplă de obicei, nu specialiștii sunt cei care discută în contradictoriu. Adevărații specialiști ai domeniului cunosc adevărul și vă voi demonstra acest lucru în finalul materialului. Acum vreun an și jumătate am publicat un material, tot în această serie, cu titlul Motorul cu apă. Găsiți linkul în descriere. Acolo am explicat de ce nu poate fi apa combustibil. Pur și simplu pentru că apa este deja produsul unei arderi. Nu mai putem arde încă o dată. De fapt, pe țeava de eșapament a automobilelor iese apă, vapor de apă și dioxid de carbon. Mai sunt și alte lucruri acolo, dar apa și dioxidul de carbon sunt produși de ardere ai benzinei și motorinei. Cum de nu se gândește nimeni să folosească dioxidul de carbon pe post de combustibil? Cum de nu inventează nimeni motorul cu dioxid de carbon? Cred că e din cauza că aproape toată lumea își dă seama că e un nonsens. Dar în cazul apei, nu știu de ce, acest lucru nu se înțelege. De asemenea, am explicat acolo că nu putem obține energie nici descompunând întâi apa în oxigen și hidrogen și recompunând hidrogenul și oxigenul printr-o reacție de ardere. Pentru că, și afirmația asta am spus-o de foarte multe ori, atât în comentarii cât și în materialele mele, dar se pare că degeaba, indiferent cum descompunem apa, trebuie să dăm aceeași cantitate de energie pentru a face acest lucru. Și nu putem obține prin arderea hidrogenului rezultat mai multă energie decât am dat ca să descompunem apa. Pe scurt, în acel material am vorbit despre imposibilitatea construirii unui motor termic care să-și obțină energia din apă. Adică despre un automobil care în loc să se alimenteze cu benzină sau motorină, s-ar alimenta cu apă. Dar din comentariile pe marginea materialului, mi-am dat seama că mulți au crezut că mă refer la așa numitele generatoare HHO. De fapt, o denumire incorrectă, dar să o lăsăm așa. Sau de hidrogen, sau de gaz brown, sau de oxihidrogen, au tot felul de nume, care pot fi montate pe automobile, având scopul, după cum declară producătorii lor, comercianții lor și cei care le montează, de a micșora consumul de combustibil. Așa că m-am hotărât să vorbesc și despre acest subiect și asta voi face în materialul de azi. Întâi să vedem ce fac aceste dispozitive. Piesa principală este un aparat de electroliză a apei, un electrolizor. El este greșit numit în manualele de instrucțiuni pentru montarea dispozitivului generator. Dar putem să-i spunem așa, nu ăsta e lucru important, generator de HHO. Să nu credeți că electroliza apei e ceva nou, ceva modern. Alessandro Volta a descoperit pila care îi poartă numele azi, îi spunem azi pilă voltaică, în 1800. Și imediat după asta, mai mulți cercetători, chimiști, mai ales, au început să descompună apa folosind energia electrică, adică prin electroliză. Deci electroliza apei se face de 222 de ani. Aparatul de electroliză primește energie electrică de la alternator și descompune o anumită cantitate de apă într-un anumit interval de timp. Apoi, amestecul de oxigen și hidrogen care se obține este condus în galeria de admisie a motorului, unde se amestecă cu aer și intră în motor. Și în acest fel, ni se spune, scade consumul de combustibil cu 20, 30, 40, unii spun chiar cu 50%. Să vedem cum explică cei care produc aceste dispozitive, această scădere spectaculoasă a consumului. Se afirmă că există două căi prin care se realizează reducerea consumului de combustibil. Să le analizăm pe rând.
Prima este aceea că ni se spune amestecul de hidrogen și oxigen dă foarte multă energie prin arderea hidrogenului. Păi să vedem câtă ne dă. Un alternator obișnuit de automobil are o putere între 500 și 800 de W, dar ca să fie pe înțelesul tuturor, să spunem un cal putere. Un cal putere înseamnă 746 de W. El are nevoie de jumătate din această putere pentru automobil, pentru faruri și toate celelalte. Deci rămâne jumătate de cal putere pentru a produce energie electrică, pentru electrolizor, așa numitul generator HHO. Dar electrolizorul are un randament destul de prost. Din datele pe care le-am găsit, se ajunge poate pe la 70%. Și 70% din jumătate de cal putere înseamnă cam 0,35 de cai putere pentru electroliza apei. Ei bine, teoretic, asta este puterea maximă pe care o putem obține prin arderea hidrogenului pe care l-am obținut. Dacă nu știți de ce, ați uitat din nou că atunci când arde hidrogenul, nu putem obține mai multă energie decât cât am folosit ca să-l obținem prin descompunerea apei. Dar, practic, lucrurile stau mult mai rău. Ca să producă jumătate de cal putere energie electrică, alternatorul are nevoie cam de un cal putere în energie mecanică, pentru că randamentul alternatoarelor de automobil este foarte prost, cam 50%. Ca să ajungă un cal putere de la motor la alternator, trebuie să luăm mai mult de la motor, pentru că se pierde din energia mecanică prin frecări. Dar să zicem că luăm doar 1,2 cai putere de la motor. Apoi, motorul nu poate transforma toată energia chimică a hidrogenului și oxigenului în energie mecanică. Randamentul unui motor modern, hai să zicem că ajunge spre 40%. Și asta înseamnă că dacă el transformă doar 40% din energia chimică a amestecului de hidrogen și oxigen în lucru mecanic, o să ne dea o putere de cel mult 0,15 cai putere prin arderea hidrogenului rezultat prin electroliză. Deci ceea ce am realizat este un șir de transformări pe care îl puteți vedea aici. Și pentru că fiecare transformare de energie dintr-o formă într-alta se face cu pierderi prin căldură, rezultatul final este că am luat 1,2 cai putere de la motor și am obținut 0,15 cai putere prin arderea hidrogenului produs. Bună afacere! Deci este evident că în acest fel se pierde energie. Era mult mai bine dacă lăsam ca acea putere de 1,2 cai putere să ajungă la roți. Încă ceva în legătură cu bilanțul energetic pe care vi l-am prezentat. Producătorii și inventatorii acestor dispozitive, pentru că se pare că aceste dispozitive sunt inventate an de an, reinventate an de an. Susțin că prin adăugarea unor substanțe în apa pe care o supunem electrolizei, substanțe care în chimie se numesc generic electroliți, de pildă hidroxidul de potasiu, scade energia pe care trebuie să o dăm ca să descompunem apa. Ei bine, nu e așa. Nu asta fac electroliții, întrebați orice chimist. Ei doar măresc randamentul de descompunere a apei, adică se va descompune mai multă apă în același interval de timp, e adevărat, dar va crește proporțional cu cantitatea de apă care se descompune și energia pe care trebuie să o dăm în acel interval de timp electrolizorului. Alții cred că putem descompune apă folosind mai puțină energie dacă o supunem între timp unor radiații electromagnetice de anumite frecvențe și tot felul de alte găselnițe. Dar așa cum am arătat în materialul motorul cu apă și uite că trebuie să spun din nou acest lucru, indiferent cum descompunem o substanță, trebuie să dăm aceeași cantitate de energie. Dacă vreți o comparație, gândiți-vă la o piatră pe care vreau să o ridic la o anumită înălțime.
Indiferent cum voi face acest lucru, cu pârghii, cu scripeți, cu mâna, cu plan înclinat, cu piciorul sau rugând un șaman să danseze în jurul pietrei în timp ce o ridic, va trebui să dau cel puțin atâta energie cât va fi energia potențială a pietrei când va ajunge la înălțimea respectivă. De fapt, pentru că există întotdeauna frecări, va trebui să dau chiar mai mult decât atât. Alt argument greșit este acela că, de fapt, pentru a obține apă, folosim energie pe care oricum alternatorul ar lua-o de la motor. Pentru că, spun unii, alternatorul oricum se învârte. Și atunci, de ce să nu luăm mai multă energie electrică de la el? Ei bine, nici acest lucru nu e adevărat. După cum am arătat în materialul din această serie cu titlul Motorul termic, atunci când alternatorul dă energie electrică, el este mai greu de rotit. În interiorul lui apar forțe magnetice și din cauza asta, cu cât dă mai multă energie electrică, cu atât e mai greu de rotit. Deci alternatorul folosește cu atât mai multă energie mecanică de la motor, cu cât vrem să producă mai multă energie electrică. Sper că v-am convins că prima cale prin care sistemul HHO ar îmbunătăți performanțele motorului nu numai că nu ajută, ci dimpotrivă ne face să pierdem energie. Prin toate transformările care au loc, de fapt pierdem energia mecanică pe care o luăm de la motor aproape în totalitate din cauza multor transformări pe care le facem până când obținem din nou energie mecanică. Dar, de fapt, dacă vă gândiți despre ce puteri vorbim, cât sunt de mici, toată discuția asta nici nu prea are sens. Acum să vedem care este a doua cale prin care se afirmă că aceste dispozitive scad consumul de combustibil. Ni se spune că amestecul de oxigen și hidrogen introdus în cilindrii motorului îmbunătățește atât de mult arderea, încât consumul de combustibil scade cu 20, 30, chiar 40%. Oare este adevărat că există studii serioase care arată că în anumite condiții și la un motor clasic se poate obține îmbunătățirea arderii dacă se adaugă hidrogen în gazele care intră în motor. Pentru că hidrogenul modifică raportul și cantitățile radicalilor liberi care apar în procesul de ardere. Îi vedeți pe câțiva în acest desen. Dar, atenție, nu într-un motor modern și nu în cantitățile pe care le poate produce un electrolizor alimentat de la alternator. Pentru că într-un motor modern, raportul combustibil-aer este controlat electronic, digital, prin calculatorul de bord și arderea este foarte aproape de a fi completă. Nu există practic deloc benzină sau motorină în gazele de eșapament, în gazele de evacuare. Deci nu prea mai avem ce să îmbunătățim, așa că nici acest efect nu există. Dar chiar dacă ar exista, cantitatea de amestec de hidrogen și oxigen pe care o poate produce alternatorul prin intermediul așa numitului generator de gaz HHO într-un anumit interval de timp este foarte mică față de cantitatea de aer care intră în motor în același interval de timp. Un așa numit generator HHO alimentat de alternator poate furniza, în cel mai bun caz, câțiva litri de amestec de oxigen și hidrogen. În realitate, practic, cele mai multe nu furnizează decât un litru jumate, doi pe minut. Știți cât aer intră într-un motor auto sau diesel într-un minut? Bineînțeles că depinde de cilindree și de turație, dar este vorba despre metri cubi, adică despre mii de litri. Și asta înseamnă că raportul dintre volumul aerului care intră în cilindru și volumul amestecului HHO este de cel puțin 1000. Intră de cel puțin 1000 de ori mai mult aer decât amestec de hidrogen și oxigen. Deci efectul, așa cum am spus,
chiar dacă ar exista, ar fi absolut neglijabil. Așa că nici al doilea mecanism, prin care ni se spune că scade consumul de combustibil, n-are cum să funcționeze. Și acum să vă spun de unde știu că specialiștii cunosc faptul că această metodă de reducere a consumului de combustibil nu funcționează. Marile firme producătoare de automobile și camioane nu angajează decât ingineri auto foarte buni. Sper că sunteți de acord cu asta. În ultimii cam 60 de ani, consumul de benzină și motorină al motoarelor cu ardere internă care echipează vehiculele rutiere s-a redus aproape la jumătate. Deci nu puteți spune că firmele producătoare nu vor să micșoreze consumul din cauza a tot felul de conspirații pe care unii le văd peste tot și în toate. Dimpotrivă, dacă vă interesați, ele investesc foarte mulți bani în cercetări pentru a mări randamentul motoarelor și au găsit de-a lungul timpului multe astfel de metode. Mi-am notat câteva. Folosirea mai multor supape, sistemul turbo, componentele ceramice, controlul electronic al arderii și al amestecului, folosirea mai multor jeturi de combustibil în locul unuia și multe altele. Gândiți-vă ce ar însemna pentru o firmă să poată să iasă pe piață cu un motor care ar avea consumul redus cu, să zicem, 20% față de motoarele concurente. Imediat acest motor ar fi cel mai comercializat și ar aduce venituri fantastice firmei producătoare. Și atunci, de ce nu folosește nicio firmă metoda HHO despre care vorbim? Cred că nu e nevoie nici măcar să dau eu răspunsul. Vreau să vă mai spun că nu trebuie să mă credeți pe mine. Există o metodă simplă prin care puteți să vă convingeți că folosirea acestui dispozitiv nu ajută la nimic. Și anume, adăugați instalației un releu prin care să puteți opri intrarea amestecului de oxigen și hidrogen în motor. Atenție, nu lăsați acest amestec să se împrăștie sub capotă, pentru că el este exploziv. Găsiți o altă metodă. Apoi porniți la drum, lăsați motorul să ajungă la temperatura normală de funcționare și deplasându-vă cu viteză constantă, dar nu cu ajutorul tempomatului, ci ținând piciorul în aceeași poziție pe pedala de accelerație, întrerupeți alimentarea motorului cu amestecul HHO. Și dacă cei care îl produc au dreptate și el a îmbunătățit arderea până acum, atunci, în momentul în care întrerupem alimentarea motorului cu acest amestec, ar trebui să observăm că scade puterea motorului, adică scade viteza automobilului, pentru că acum arderea e mai proastă, nu? Dacă nu intră amestecul HHO. Dar vă garantez că nu veți observa așa ceva. În schimb, dacă veți căuta pe internet, veți găsi sute de materiale care analizează științific sistemul și măsurătorile care au fost făcute și care toate spun același lucru. Nu putem obține o scădere a consumului de combustibil prin această metodă la un motor modern. Sigur că sunt mii de materiale care spun opusul. Cum ați vrea să recunoască cei care produc sau comercializează sau montează aceste dispozitive că, de fapt, ele sunt inutile? Dar dacă veți face efortul să observați diferența dintre valoarea științifică a celor două categorii de materiale, vă veți convinge că am dreptate. În final, vreau să vă rog să nu-mi scrieți în comentarii că știți că acest dispozitiv funcționează pentru că v-ați montat unul și de atunci ați observat că a scăzut consumul de combustibil. Nu voi răspunde la astfel de comentarii din mai multe motive, amintesc câteva. Întâi pentru că îmi cereți să vă cred pe cuvânt și nu este politicos să-i ceri unui om care nu te cunoaște să aibă deplină încredere în tine. În al doilea rând, nu poți să-ți dai seama că ai făcut economie de combustibil la pompă decât dacă ai făcut o economie substanțială de combustibil, adică măcar 10, 15, 20%. Și cred că am demonstrat că nu poate fi vorba despre așa ceva în cazul nostru. Al treilea motiv. Puteți să aveți, nu zic că nu, un consum mai redus de combustibil. Dar
Nu știți de ce se întâmplă acest lucru. Nu puteți fi siguri că el se datorează instalației HHO. S-ar putea să fie și alte motive. Și am găsit de-a lungul timpului câteva relatări pe internet care toate spun cam același lucru, și anume, la mașinile moderne, raportul de combustibil aer, așa cum am mai spus, este controlat electronic. Și pentru asta există tot felul de senzori. Și în funcție de cum se montează dispozitivul HHO, se poate întâmpla ca un anumit senzor să detecteze prezența oxigenului din amestecul de hidrogen-oxigen și în acest fel să creadă, ca să zicem așa în ghilimele, că de fapt vine mai mult aer. Și atunci calculatorul de bord va mări și cantitatea de combustibil care intră în motor. Pentru că, așa cum am spus, există un raport optim combustibil-aer pentru fiecare regim de funcționare. Ca să nu se întâmple acest lucru, unele firme care montează dispozitivele HHO fie dezactivează anumiți senzori, fie modifică programul care controlează raportul combustibil-aer, fie fac alte modificări. Și din cauza acestor modificări, motorul va funcționa cu un amestec mai sărac. Și în acest caz s-ar putea să observați o ușoară scădere a consumului de combustibil. Dar această scădere nu este produsă de gazul HHO, ci de folosirea unui amestec mai sărac. Însă totul are un preț. Așa cum am spus, există un raport optim aer-combustibil pentru fiecare regim de funcționare. Și automobilul vine din fabrică reglat pentru acel raport optim. Fabrica știe cel mai bine care este raportul optim. Și dacă motorul lucrează cu un amestec mai sărac, se produce supraîncălzirea supapelor, a capului de piston, a sistemului de evacuare și costul reparațiilor care vor urma va fi mult mai mare decât ceea ce ați economisit prin ușoara economie de combustibil. Și al patrulea motiv pentru care nu voi ține seama de afirmația că ați obținut o economie de combustibil este acela că există un efect psihologic care îi face pe cei care și-au montat un astfel de dispozitiv să spună că el funcționează, chiar dacă nu funcționează. Și anume, e greu să recunoști că ai fost păcălit. Și atunci faci tot ceea ce poți ca să-i convingi pe ceilalți și să te convingi pe tine că, de fapt, sistemul funcționează, că n-ai fost păcălit. În concluzie, dacă vrei să faci economie de combustibil, trebuie să folosești anvelope de calitate, ulei de calitate, să faci reglaje de calitate, să faci toate operațiile de întreținere pe care le recomandă firma producătoare. Și în acest fel, consumul de combustibil va fi cel mai mic posibil. Dacă ați crezut că unii știu mai bine decât fabrica producătoare cum se poate face economie de combustibil, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!